Majoritatea oamenilor se folosesc de spiritualitate pentru a-și acoperi problemele sau pentru a da skip, pentru a spune pas. Acum ar veni partea în care trebuie să îmi înfrunt acei demoni interiori, nu? Cam da. O să zic pas. Nu vreau să fac asta. Bine, în regulă. Pentru o perioadă de timp vei putea să faci asta. Doar că acum și în trecut și în viitor, tot timpul vor sta lucrurile așa. În viața fiecărui om vine un punct în care pur și simplu nu mai ai dreptul să spui pas. Toată viața ai fugit de tine. Toată viața ai fugit, din drumul tău. N-ai vrut să te cunoști. A fost mereu despre ceilalți, a fost mereu despre a face, a face, a face, a face. Dar de făcătorul lucrurilor nu te-ai interesat. Acest făcător al lucrurilor era o imagine de sine falsă, creată. Iar te-ai identificat cu asta. Acesta este ego-ul. Ei bine, ego-ul a creat în câmpurile tale foarte multă energie blocată, stagnată, foarte multe blocaje. Aceste blocaje se transpun în ceea ce numim a fi demoni interiori, umbrele noastre și tot așa. Ei bine, acestea trebuie înfruntate. Cum? Cu lumină, cu conștiență. În primul și în primul rând este necesar să îți îndrepți atenția către boala ta, către suferința ta. Să o vezi, să îi admiți prezența. Tot ceea ce ține de fizic, tot ceea ce ține de simțire, nu poate fi la infinit spus pas. Pentru că pur și simplu, universul are grijă ca omul, la un moment dat, să înceapă să își învețe lecțiile. Cine este universul? Tu ești universul. Cine este conștiința? Tu ești conștiința. Și tu ai creat regulile acestea tocmai pentru ca în momentul în care te identifici cu un corp să nu te scufunzi într-un hău infinit din ce în ce mai departe de natura ta reală. Totul are o limită din punctul acesta de vedere. Și e posibil ca tu, cel care asculți acum acest mesaj, să simți treaba asta. Lacrimile ies, sau cel puțin vor să iasă, tu le blochezi. Amintirile vin sau vor să vină, tu le blochezi. Nu este despre asta. Mulți oameni în spiritualitate se folosesc de această atitudine non-duală, această atitudine directă, pentru a nu își înfrunta aceste lucruri care sunt stagnate aici. Ai o viață de trăit pe acest pământ, ce faci cu ea? Nu vei putea să cari la infinit toate aceste greutăți. Poți încerca să faci asta, iar unii oameni se încăpățânează extrem de mult și efectiv se omoară făcând asta. Se omoară, la ce mă refer? Nu se sinucid. Nu în modul în care a se sinucide, ne referim în mod normal. Se sinucid inconștient. Fiecare om își provoacă bolile pe care le are. Fiecare om își provoacă toate circumstanțele, care se află acum în viața ta, în viața sa, care sunt potrivnice, sunt create prin inconștiență. Pentru că ai refuzat să afli ce-i cu tine, ce-i cu tine pe acest pământ, cine ești tu, de unde ai venit, ce ai de făcut pe aici. Ai refuzat să îți pui aceste întrebări și ai acceptat, ai luat de bun tot ceea ce au venit de la ceilalți. Iar dacă trăiam într-o lume ideală, ceea ce venea de la ceilalți era ceva constructiv, ceva care să-ți susțină evoluția.
Dar ce te faci când cei din jurul tău, ei în sinea lor dorm? Ei nu sunt conștienți de natura lor infinită. Ce se va întâmpla? Aceștia vor da mai departe inconștiență. Vor da mai departe exemple de suferință. Ca și cum e normal să suferi. Nu este normal să suferi. Starea normală a omului este o stare de împlinire, o stare de fericire, o stare de pace. Dar acum această stare naturală este acoperită de toate acele văluri de inconștiență. Iar lucrul spiritual, în multe momente ale sale, implică străpungerea acestor valuri de inconștiență. Toate vălurile acestea sunt reprezentate de mintea ta. Iar până când nu ești dispus să stai pe loc și să vezi ce-i cu mizeria asta aici, ce-i cu mizeria din viața mea, cine a provocat-o? Păi tu ai făcut-o. Mulți oameni se miră. Acum eu? Da. Iar în momentul în care încep să privească sincer, asumat, descoperă că așa e. Totul a fost creat de ei. Poate că sunt lucruri care la început de drum nu pot fi înțelese, dar știu că cei care urmăresc acest mesaj au urechi mature. Trebuie doar o doză mică de asumare și de sinceritate. Sinceritate până în măduva oaselor. Tu ești responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă în viața ta, legat direct de personajul acesta pe care îl manifesti pe acest pământ. Asumă-ți! Asumare înseamnă revenire în prezent. Înseamnă a admite că acolo este gunoi. Va trebui să-l duc fizic, concret, curățenie, fizic. Și de aici începe. Asta găsesc a fi o spiritualitate adevărată. Există și acea spiritualitate pe care o trăim în minte, în care acumulăm mai multe informații și noi la nivel mental, în aparență, trăim foarte spiritual și suntem iluminați. Dar ce faci cu viața aceasta? Cui o lași? Adevărata desăvârșire spirituală implică integrarea acestei vieți al fiecărui aspect, a nu mai lăsa nimic deoparte, a nu mai lăsa nimic aruncat, așa, stă și treaba aia acolo, pur și simplu. Așa că, oameni dragi, plângeți-vă lacrimile când vin, asumați-vă viața, ștergeți-vă de praf dacă este nevoie și apoi ridicați-vă și mergeți înainte. Pentru că tot ceea ce este mai frumos vă este dedicat, dar atât timp cât stai așa leșinat pe o parte și îți plângi de milă, nimic nu se va întâmpla. O aducere aminte, să fie cu folos.